Ce este iubirea? Iubirea este invitație la visare. Este responsabilitate și asumare. E încredere și respect. Este jurnal de fericire și de amintiri. Iubirea e împreună. E pentru o secundă sau pentru o viață. Chiar am simțit că este sufletul meu pereche pentru că ne completăm perfect. N-aș putea spune în cuvinte, pentru că nici pe mine nu mă cunosc atât de bine, dar el este exact ceea ce îmi trebuie ca să fiu fericită și împăcată. Iubirea e binecuvântare. Dacă aș vorbi în limbile oamenilor și ale îngerilor, dar nu aș avea iubire, aș deveni ca o aramă sunătoare sau ca un chimval zângănitor. Și dacă aș avea darul profeției, și dacă aș cunoaște toate misterele și toată știința, și dacă aș avea toată credința, așa încât să mut munții, dacă n-aș avea iubire, n-aș fi nimic. Iubirea e suflet deschis și pansament pentru suflet. E îmbrățișare și eliberare. Iubirea e apropiere și depărtare. Iubirea e liberă. E liberă să înceapă, liberă să existe, liberă să se sfârșească. Iubirea e acceptare și luptă spre bine. La un moment dat, a existat o perioadă mai ciudată și trebuia să ne despărțim. Și mi-a dat bilețelul ăsta pe care scria, a fost foarte frumos, mulțumesc pentru tot. Numai că eu am scris pe spate, va continua. Iubirea este binevoitoare, nu este invidioasă. Iubirea nu se laudă, nu se mândrește. Ea nu se poartă necuvincios, nu caută ale sale, nu se mânie, nu ține cont de răul primit. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Pe toate le suportă, pe toate le crede, pe toate le speră, pe toate le îndură. Iubirea nu încetează niciodată.